Salut, prieteni, și bine ați venit la o nouă distrugere de mituri cu Steaua Liberă. Astăzi vom vorbi despre Nea Ienei și vom demonta mitul care spune că nu dânsul a făcut Steaua seviliană, ci alții. Însă, înainte să începem, trebuie să fac neapărat o paranteză. De obicei, noi facem aceste emisiuni cu un anumit scenariu. Însă eu o să sar acum un pic peste acest scenariu, deoarece trebuie neapărat să spun ceva. Emeric Ienei e mare pentru că, în primul rând, e un om adevărat. Atenție ce spun! În ziua de astăzi este foarte greu să găsești oameni adevărați. Găsești curve, canalii, hoți, mincinoși și așa mai departe. Din ăștia sunt peste tot. Dar oamenii adevărați sunt mai rari. Iar Emeric Ienei este un om adevărat. Pe dânsul nu o să-l vedeți niciodată bârfind sau căutând scandal. Nu o să-l vedeți niciodată în goana după senzațional. Și cel mai important din punctul meu de vedere, nu o să-l vedeți niciodată compromițându-și valorile pentru a obține una sau alta. Emeric Ienei vine din altă lume, una în care respectul, onoarea și demnitatea nu sunt doar cuvinte. Acesta este și motivul pentru care cariera dânsului a fost așa cum a fost, cel puțin asta cred eu. Dar poate că e mai bine să ne întoarcem la scenariu și să ne folosim de fotbal pentru a discuta despre realizările celui mai mare antrenor român, Emeric Ienei. Deci, de unde a pornit mitul cum că dânsul nu a făcut de fapt Steaua seviliană? Păi a plecat de la un antrenor mediocru, supărat că nu a avut și el o carieră ca a domnului Ienei. Încurajat de ostilitatea pe care presa supusă lui Mircea Lucescu o arată chiar și astăzi față de Steaua, Florin Halagian, zis și Armeanul, s-a trezit într-o zi să spună și el că de fapt el a făcut Steaua seviliană. După cum știți, nu este singurul, la un moment dat chiar și Mircea Lucescu a spus că el a contribuit la formarea echipei din 86. Orice ziarist onest i-ar fi spus atunci Armeanului să înceteze cu aberațiile. Din păcate, onestitatea nu a fost niciodată o calitate căutată în presa română. Așa că povestea Armeanului a crescut și, deși el a antrenat Steaua doar 4 luni, 7 etape în total, și asta cu 2 ani înainte de performanța de la Sevilla, a apărut totuși un mit prin care i-a atacat unul dintre cei mai mari steliști din istorie. Haideți să vorbim un pic despre Halagian. Florin Halagian și-a început cariera de antrenor în 1971 la FC Argeș. Până să ajungă la Steaua, și-a trecut 2 titluri în palmares, plus un meci ca antrenor interimar la Națională, doar un singur meci. Nu era un antrenor mare, dar era și el pe lista antrenorilor buni din România, cel puțin era considerat bun. Așa a și ajuns de altfel la Steaua în 1984. Echipa noastră își dorea neapărat un titlu, pentru că nu mai câștigase din 78, așa că l-a dus pe Armean. A fost o încercare disperată, putem spune. Și după doar 7 etape, Ion Alexandrescu și-a dat seama că nu merge treaba, așa că l-a schimbat rapid. Armeanu era un antrenor defensiv, iubitor al fotbalului urât, la rezultat. Nu asta era Steaua atunci. Nu s-a potrivit cu echipa, cu stilul ei, cu jucătorii, așa că a plecat. Iar în locul lui a fost adus Emeric Ienei. Și bun, acum trebuie să vorbim și despre Nea Ienei. Dânsul a debutat ca antrenor chiar la Steaua, în 1975. Și asta după ce 2 ani a fost secund tot la Steaua. A stat la noi până în 1978 și în cei 3 ani a câștigat 2 titluri și o cupă. Deci omul a avut un impact aproape instant asupra vieții stelei. După cum am zis, echipa noastră a trecut printr-o secetă după titlul din 78. Nu a mai câștigat nimic. Așa că Ion Alexandrescu l-a adus pe Niaimi înapoi la echipă în 1983. Din păcate, Steaua a terminat sezonul 83-84 pe locul 2, în spatele unui Dinamo care a prins atunci cel mai bun sezon din istorie. Mă refer la sezonul în care ei au ajuns în semifinala Cupei Campionilor. Deși Steaua a terminat atunci pe locul 2, la 2 puncte distanță de o echipă extraordinară, lipsa unui trofeu l-a îndepărtat pe Ienei de la echipă. Acesta a fost înlocuit cu Halagian, dar, așa cum am spus înainte, s-a întors după cele 4 luni ale Armeanului. Dacă îl întrebi azi pe Halagian, el o să spună că a făcut Steaua seviliană în acele 4 luni și a făcut-o prin aducerea la echipă a 4 jucători, Bărbulescu, Bumbescu, Bölöni și Marin Radu 2. Îi știți pe toți, au făcut parte din Steaua seviliană, dar trebuie să spunem că nu au fost singurii în acea echipă. Celelalte vedete ale Stelei, că vrea Armeanul sau nu, au venit când el nu era acolo. Și mergând pe ideea lui, putem spune că Ienei a pus bazele echipei, deoarece în 1975, când el a debutat ca antrenor principal, la Steaua a venit și Tudorel Stoica, iar Tudorel a fost, după cum bine știți, căpitanul acelei echipe fabuloase. Belodedici, Balint, Lăcătuș, Iovan, Piți, Ducadam, Majaru, toți au venit înaintea Armeanului, iar Lucică Bălan a venit chiar după, în 1985. 4 jucători nu fac o echipă și nu o să facă niciodată. Iar poveștile Armeanului, cum că el i-a sfătuit pe conducătorii Stelei în ceea ce privește jucătorii care ar fi trebuit transferați, acestea sunt doar niște povești. Iar cei care vor să ia apărarea Armeanului să nu uite că în scurtul său mandat Bărbulescu era fundaș dreapta, Iovan era libero, iar Belodedici ajunsese să joace chiar și fundaș stânga. De altfel, Armeanul nici nu l-a prea vrut pe Belo și încercase să scape de el, dar s-a opus Ion Alexandrescu. Și trebuie menționat Sfinxul, pentru că Sfinxul a venit la Steaua în calitate de conducător de club în 1982 și din acel moment el a început să lucreze pentru a crea acea echipă care avea să domine a doua jumătate a anilor 80. Europa în a doua jumătate a anilor 80, nu doar România. A transferat cu cap, a luat jucători care puteau să ajute din toate punctele de vedere. Adică nu a ținut la club individualități. Asta e foarte important. Ion Alexandrescu nu a ținut la club individualități, nu a încercat să facă o echipă de vedete. A ținut oameni cu care se putea forma o echipă. Și un exemplu bun în acest sens este îndepărtarea lui Fane Petcu, un fotbalist foarte bun, dar căruia îi plăcea viața mult prea mult. Pentru a nu-i strica pe alți fotbaliști mai tineri, precum Lăcătuș, Fane Petcu a fost transferat de la Steaua. Dacă Sfinxul nu dorea un jucător, nu-l transfera. Era atât de simplu. Halagian putea propune orice, dar Sfinxul avea ultimul cuvânt. Astfel, în sezonul 1985-1986, Steaua avea o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Existau jucători buni, evident, nimeni nu neagă acest lucru. Însă Stoica, Bölöni, Pițurcă, Lăcătuș, Majaru și toți ceilalți erau o echipă. Puterea echipei era cel mai important lucru. Asta a contat. Puterea echipei cu jocul învățat de la Emeric Ienei. Atenție ce vă spun. Pentru că vreau să închei acest episod, o să vă dau un citat din Helmut Ducadam. Acesta a zis la un moment dat că Halagian era un antrenor bun, citez, Halagian era un antrenor bun, dar cel mai mare merit în construcția echipei din 86 l-a avut Ion Alexandrescu. Așa și este. Sfinxul l-a adus pe Ienei antrenor, el a adus jucătorii, i-a lăsat apoi pe aceștia să-și facă treaba, nu s-a băgat cum se bagă conducătorii de club din ziua de astăzi. Și mă întorc, Sfinxul l-a adus pe Ienei ca antrenor. L-a adus pe el deoarece, la fel ca jucătorii aduși până atunci, Emeric Ienei se potrivea cu planul pe care Sfinxul îl avea pentru Steaua. Sfinxul a adus jucătorii, Ienei a format echipa. Un merit are și Armeanul, evident, nu o să neg asta niciodată, deoarece el i-a adus pe cei 4, e adevărat. Dar să nu exagerăm, Ienei a avut echipa în mână timp de 3 ani până să ajungă la Sevilla. Pun aici și sezonul 83-84. Jucătorii l-au iubit pe Ienei, au învățat de la el și au jucat pentru el. Armianul, cu ideile lui fixe, cu stingerile la ora 22:30, bărbieritul obligatoriu și așa mai departe, nu avea cum să se facă iubit. Sau poate că steliștii l-au iubit și respectat pe domnul Ienei fix pentru că au văzut că e atât de diferit de Halagian. Este și asta o posibilitate. Până la urmă, Ienei a fost antrenorul de la Sevilla. Tot dânsul a antrenat echipa cu Anderlecht, Vejle, Honved, cu Sisilahti. A spune astăzi că nu dânsul a făcut Steaua sevilliană e o prostie, e o răutate, e o lipsă totală de respect pentru munca unui om imens. Și o să închei aici acest episod, pentru că, sincer, nu prea mai are rost să discutăm. Armianul a antrenat echipa 4 luni, Ienei a avut-o pe mână timp de 3 ani. Este destul de evident cine a avut contribuția cea mai mare la formarea echipei din 86 și cui îi aparține în proporție mai mare meritul pentru câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Dar dacă vreți să aflați mai multe informații despre acest subiect, le puteți citi accesând linkul din descrierea acestui videoclip. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, prieteni, și nu uitați, dacă vă plac emisiunile noastre, vă rog să vă abonați. Forța Steaua!